Mihai, noi am făcut săptămânile trecute un podcast despre dividendele propuse de marile companii de la BVB, care a primit un comentariu foarte interesant de la ascultătorii noștri. Cineva a spus top dividende, dar mai dă cineva dividende în vremurile acestea, referindu-se probabil la faptul că în această situație excepțională cauzată de pandemia de coronavirus, o măsură de bun simț, să zicem, pentru companii, a și să își conserve cash-ul și să nu mai distribuie anul acesta dividende. Ce părere ai despre acest comentariu? Da, bine, bunul simț pe bursă e un concept, mă rog, foarte, foarte interpretabil. Ideea de dividende în 2020, Georgiana, este foarte dificil de discutat în momentul ăsta. Adică putem să facem o conversație pe mai multe paliere. Vor fi o serie de companii care vor avea nevoie de ajutor de stat în diverse economii din lumea asta și este foarte probabil ca acele companii să suspende, da, dividendele, cel puțin pentru acest an. Sunt de asemenea alte companii care nu vor avea nevoie de o intervenție guvernamentală, care au în continuare lichidități nete importante. Pandemia, cel puțin deocamdată, nu le provoacă un efect economic important. Este foarte, foarte complicat să le impui să suspendă dividendele. În acest moment, noi avem un slide pe care am înșirat anunțurile în privința dividendelor din partea unor companii importante din Statele Unite și spațiul european. Evident că anunțurile astea vor avea o mulțime de update-uri în zilele și în săptămânile următoare, cu atât mai mult cu cât ne îndreptăm către un nou sezon de raportări financiare, atât în Statele Unite cât și în Europa. De asemenea, o să vezi că se creează o falie foarte importantă, încă una, din perspectiva dividendelor pentru 2020, între Europa și Statele Unite. O falie cu atât mai evidentă dacă stăm să vorbim despre bănci. Și știi că în Europa, deja Banca Centrală Europeană, Banca Angliei, European Banking Authority, au lansat aceste recomandări foarte, foarte ferme de suspendare a dividendelor și a operațiunilor de buybacks, cel puțin până în toamna acestui an. Ei bine, în Statele Unite lucrurile sunt cu mult mai nuanțate. De pildă, surse din interiorul Rezervei Federale sugerează faptul că Banca Centrală Americană nu va recomanda băncilor locale să suspende dividendele. De altfel, chiar zilele astea există un lobby foarte, foarte activ din partea unor bănci importante. Uite, de pildă, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, sunt toate aceste bănci la Fed și spun că tăierea dividendelor ar fi un lucru foarte destabilizator pentru investitori. Și ai această realitate. Cele mai importante bănci americane, dacă înșir cele mai importante 20 de bănci din Statele Unite, au în acest moment peste 200 de miliarde de dolari în capital excedentar. Iar la mijlocul lunii martie, deja 8 dintre cele mai mari bănci americane au anunțat că vor suspenda operațiunile de buybacks până cel mai devreme în iulie anul curent. Această diferență între Europa și Statele Unite, cel puțin pe partea de bănci, se explică și prin proporția pe care dividendele o au în total distribuție capital către investitori. Și dacă analizezi niște cifre, o să vezi că în Statele Unite dividendele nu înseamnă foarte mult din această distribuție. Cam 25-30% din total distribuție înseamnă dividende, pe când în Europa procentul este undeva spre 75-80%. Și ce aș vrea să mai adaug, poți să ai și niște semnale sau niște acțiuni de solidaritate. De pildă,
La mijlocul lunii martie, JP Morgan a fost liderul acestei mișcări vis-a-vis de bănci americane în ceea ce privește suspendarea operațiunilor de buybacks. E bine, în 2008, dacă ți-amintești, Georgiana, JP Morgan a acceptat un ajutor din partea guvernului american, chiar dacă nu a avut nevoie de el. Și atunci, ca și acum, explicând faptul că vrea să fie solidar cu această încercare de restrângere a modurilor prin care sunt recompensați investitorii. Dar, din nou, este foarte, foarte complicat de discutat. Deocamdată, cu datele pe care le avem acum, tu menționai acel comentariu. Eu am mai văzut un alt comentariu din partea cuiva care ne urmărește în mod constant, și anume faptul că, dacă te referi la Bursa de Valori București, statul este acționar important în multe dintre companii, companiile importante, companiile din structura indiciului BET. Statul va avea niște cheltuieli foarte mari în 2020 și atunci va fi cu atât mai interesat în companiile în care deține o participație importantă să promoveze niște rate de distribuție mari și chiar niște dividende suplimentare. Deci există și școala asta de gândire foarte logică. Deci sunt mai multe puncte de vedere, iar noi întotdeauna în aceste podcasturi lucrăm cu materialul clientului și cu fotografia de moment, adică pornind de la niște cifre în mare parte care au fost deja propuse de către companii. În momentul în care aceste cifre se vor modifica, vom veni cu niște update-uri, cum facem întotdeauna. Dar nu suntem în postura unor judecători, ca să spun așa. Adică nu putem spune compania X va da, compania Y nu va da. Nu este rolul nostru să facem judecățile astea sau să impunem nimic. Până la urmă, companiile trebuie să decidă, iar pe Bursa de Valori București și statul are un cuvânt important de spus. Statul are un cuvânt mare de spus și în Europa, și în Statele Unite, dar acolo lucrurile sunt un pic mai nuanțate decât la noi. De acord, Mihai. Hai să trecem puțin și la tabelele pe care le pregătisem pentru piața noastră. În slide-urile care urmează am actualizat tabelele pe care le-am folosit în podcastul de acum două săptămâni cu topurile dividendelor propuse. Nu sunt foarte multe lucruri de adăugat față de propunerile pe care le aveam deja la momentul respectiv, pentru că, cel puțin în ceea ce privește companiile din indicele BET, încă nu au început adunările generale ale acționarilor și, prin urmare, aceste dividende rămân deocamdată la statutul de propus și nu sunt aprobate. Apropo de ce spuneai în legătură cu companiile de stat, într-adevăr, am mai văzut situația aceasta în ultimii ani pe Bursa de Valori București, atunci când statul român a avut ani mai dificili pentru buget și a avut nevoie de o sursă rapidă de fonduri, a apelat la câteva dintre marile companii listate pe bursă, în care este acționar majoritar, pentru a solicita dividende foarte generoase sau chiar dividende suplimentare. De exemplu, acum câțiva ani am văzut acea creștere a ratei minime de distribuție impuse prin lege, de la 50% în trecut la 90%, care rămâne în vigoare și astăzi. Dacă ne uităm foarte rapid prin rezultatele anuale pentru marile companii de stat, deci Nuclear Electrica, Promgaz, Transelectrica, Transgaz, Compet, vedem că dividendele propuse până acum mai lasă spațiu liber în materie de cash, din care s-ar putea face solicitări suplimentare la nevoie. Câteva dintre aceste companii, în mod normal, mai puneau niște bani deoparte din profitul anual pentru diverse fonduri, pentru diverse rezerve. Într-o situație excepțională cum este cea în care ne aflăm, e posibil ca statul să vină și să facă solicitări chiar și din acele surse. Dar noi încă nu avem nicio estimare în acest sens. Este doar o posibilitate la care ne gândim și care merită menționată. În afară de companiile acestea cu capital majoritar de stat, ai pomenit băncile. Deja menționam în podcastul trecut
faptul că în cazul BRD, acționarul majoritar a venit cu o propunere de a nu mai distribui dividend anul acesta, după ce în februarie Consiliul de Administrație propusese un dividend foarte generos, egal cu cel de anul trecut. Ei bine, în cazul Băncii Transilvania, încă nu am văzut o propunere similară. Deci, la momentul la care înregistrăm acest podcast, propunerea inițială, care constă în dividend cash plus program de răscumpărare de acțiuni plus acțiuni gratuite, rămâne în vigoare. Tot ce am văzut mai nou la TLV este că SIF Moldova, care este un acționar semnificativ al băncii, a propus ca atât data de înregistrare, cât și data plății pentru dividendul cash și pentru acțiunile gratuite să fie amânată spre luna octombrie. Deci poate și această propunere să fie interpretată drept o măsură de a conserva cash pe termen scurt și a împinge această plată către toamnă, când poate situația se va mai fi clarificat atât la nivelul pandemiei, cât și la nivelul impactului asupra economiei locale. E posibil ca până la data AGA, care în cazul Băncii Transilvania este 29 aprilie, să apară și o propunere de restrângere acestei distribuții către acționari, dar la momentul de astăzi încă nu este cazul. Tot în plus față de ce am menționat data trecută, a mai apărut o singură propunere din partea Purcari. Nu este în acest tabel pe care îl vedem acum, pentru că nu a propus un dividend cash, dar a propus o combinație de programe de răscumpărare de acțiuni, respectiv 1,5% din capital ar urma să fie răscumpărat pentru management, ca formă de compensare echipei de conducere, iar alte 8,5% din capital ar fi răscumpărate pentru a fi anulate acțiunile. Deci, per total, un program de răscumpărare de 10% din capital, un procent semnificativ. Și tot pe ordinea de zi pentru acea adunare generală, există și posibilitatea unui majorări de capital, cu 5% din capitalul social. Explică managementul această propunere prin nevoia de a avea flexibilitate în această perioadă și în cazul în care ar simți că societatea are nevoie de lichidități suplimentare, s-ar apela și la acest buffer. Din nou, rămâne de văzut dacă va fi aprobat. Toate prețurile și randamentele pe care le avem în acest tabel sunt calculate la prețurile de închidere de vineri 10 aprilie. Valabil și pentru celelalte dividende despre care vom discuta în continuare. Mihai, o să te rog să mergem mai departe la SIF-uri, unde nu sunt noutăți față de propunerile pe care le-am discutat în podcastul anterior. Aș vrea să profit totuși de ocazie pentru a-mi cere scuze, pentru că am făcut o greșeală atunci, în cazul SIF Muntenia, SIF 4. Am spus în podcastul respectiv că propunerea de dividend de 3 bani pe acțiune vine împreună cu o propunere pentru un program de răscumpărare de acțiuni, care s-ar ridica la circa 2,6% din capitalul SIF-ului. Corect este că cele două sunt alternative, deci va fi aprobat ori dividendul cash, ori programul de răscumpărare de acțiuni, dar nu împreună. Deci, pentru imagine de ansamblu, la SIF 3 avem în continuare două propuneri de dividend cash, la SIF 4, SIF 1, avem o alternativă între dividend cash și program de răscumpărare de acțiuni, iar la SIF 5 și SIF 2, dividend cash plus program de răscumpărare de acțiuni sau ofertă de răscumpărare de acțiuni, ofertă de cumpărare de acțiuni din piață. Ok, îmi cer scuze, a fost destul de complicate comunicatele SIF-urilor în ultima perioadă, mai ales la SIF 3 am avut o grămadă de erate la ce s-a publicat inițial și eroare umană. Ok, nu în ultimul rând, să trecem rapid în revistă și ce au propus companiile de rang secundar de la BVB. Și foarte interesant în cazul acesta mi se pare PTR, Rompetrol Well Services, care se afla și în primul tabel din podcastul anterior, dar care a venit vineri seară, data de 10 aprilie, după închiderea pieței,
cu o completare la convocatorul pentru AGA. La fel ca în cazul BRD, și în cazul lor avem o propunere de dividend din partea acționarului majoritar, KMG International, Kazmunai Gaz International, care solicită o distribuție foarte generoasă, care constă atât într-o distribuție de profit din rezultatul pe 2019, cât și o distribuție de dividend din rezerve și o distribuție de dividend din rezultatul reportat, deci din profiturile nedistribuite, neinvestite până acum din ultimii ani. Pentru dividendul din 2019 sunt două propuneri, 0,03 lei pe acțiune, care ar însemna un randament de 9,6% sau 0,044 lei, care ar însemna un randament de 14%. Dividendul din rezerve ar fi de 0,099 de lei, ceea ce reprezintă un randament de circa 32% la prețul de închidere de vineri, iar dividendul din rezultatul reportat ar fi de 0,2 lei pe acțiune, ceea ce înseamnă un randament de circa 65%. Practic, în momentul de față, dacă se aprobă propunerea de dividend din rezerve și cea din rezultatul reportat, plus, desigur, propunerea de dividend din profitul pe anul trecut, distribuția integrală, în cazul acestei companii, ar depăși prețul de piață al acțiunii la închiderea de vineri. Sigur, nu avem niciun glob de cristal, nu știm ce anume se va aproba din toate aceste propuneri, dat fiind că sunt făcute totuși niște solicitări din partea acționarului majoritar, există o șansă destul de ridicată ca acestea să fie aprobate și cred că va fi interesant de urmărit acțiunea în piață în zilele ce urmează, mă refer la acțiunile PTR. Dincolo de acest caz particular, aș vrea să mai punctez aici, Mihai, apropo de ce spuneai mai devreme, de sustenabilitatea acestor dividende pe 2020. Am primit niște propuneri de dividend destul de generoase din partea unor companii, cum este Casa de Bucovina Club de Munte, BCM, o companie care activează în sectorul hotelier și care la prețurile de închidere de vineri ar oferi un randament de peste 17%. În același timp însă, din comunicatele publicate în ultima vreme, știm că și-au suspendat activitatea în contextul pandemiei de coronavirus. Deci, anumite companii din anumite sectoare sunt, desigur, expuse unui risc mai ridicat de a retrage aceste propuneri de dividende, de a le modifica în sens negativ. Deci, sigur, cea mai mare parte din ce discutăm acum este pe propuneri și rămâne de văzut dacă vor trece sau nu de AGA. Ce a trecut deja de AGA, în schimb, sunt aceste companii marcate cu un asterisc. Deci au fost aprobate dividendele de la Artego, șantierul naval Orșova, Bermas sau, mergând pe slide-ul următor, mai avem două aprobări pentru antibiotice și ATB și TUFE. Deci acestea sunt companii care au avut săptămânile trecute la începutul lunii aprilie adunarea generală a acționarilor și care și-au aprobat deja dividendele. Avem un semn de întrebare în acest tabel, pentru că cei de la SOCEP, deși au publicat convocatorul, nu și-au publicat încă data propusă a plății. Și e ceva ce rămâne de urmărit pentru anunțurile lor viitoare. Cam aceasta este imaginea în momentul de față, pentru că e un subiect de mare actualitate, atât pe Bursa de Valori București, cât și pe plan internațional. Suntem, cel puțin la noi, în sezonul tradițional al dividendelor. Noi o să urmărim ce mai apare pe tema aceasta și o să încercăm să vă ținem la curent. Apropo de întrebări, solicitări, comentarii, vă încurajăm să ne contactați ca de obicei pe toate căile posibile.
încercăm să răspundem la comentariile care apar la aceste podcasturi, fie în discuții cum este cea de astăzi, fie în comentariile însele. Și cred, Mihai, că vom face destul de curând și un podcast special pe model Q&A, ca să răspundem întrebărilor care ne-au fost puse la podcastul în care am cerut feedback și care au fost destul de numeroase. Da, l-am anunțat deja, l-am promis deja, cred că foarte probabil în weekendul de Paște, deci în următorul weekend, când vom fi un pic mai relaxați. Asta ținând cont și de multe dintre sugestiile care ni s-au făcut la acel podcast. Adică merită un timp un pic mai relaxat în a răspunde acelui feedback. Dar sigur îl facem. Georgiana, o ultimă completare vis-a-vis de subiectul ăsta de dividende. Evident că vom reveni cu update-uri. Nici companiile nu știu foarte bine, multe dintre ele în momentul de față, exact cum vor acomoda subiectul dividendelor în 2020, nici autoritățile, nici organismele de reglementare în mare parte. O să vedem. Cu nuanțele pe care le-am notat deja în debutul acestui podcast între America și Europa, pentru că contrastul ăsta pare să se adâncească odată cu COVID-19, inclusiv la nivelul răspunsului autorităților la această criză. Dar îți lansez o provocare, Georgiana, și celor care ne urmăresc. Dacă într-adevăr intervențiile statului cu rol stimulativ ar trebui să oprească dividendele, buybacks și orice formă de recompensare a investitorilor, care, știi și tu, Georgiana, au fost niște lucruri foarte importante pentru Bursa Americană de Acțiuni, pentru bursa în general și pentru Bursa de Valori București, dar mă refer la Statele Unite pentru că în general actorii care au propulsat bursa americană atât de mult în sus în ultimii 10 ani au fost fonduri de asigurări, fonduri de pensii, reprezintă o structură specială de acționariat care caută niște randamente intrinsece ale investițiilor și țin foarte mult la dividende. De-aia e foarte greu să le suspensi în momentul de față, pentru că te gândești la cine este acționarul tău. E un fond important de pensii publice în Statele Unite, poate fi statul în România. E foarte greu să lovești în direcțiile alea. Dar știm de asemenea că Rezerva Federală în momentul ăsta cumpără cantități nelimitate de obligațiuni guvernamentale americane, da? Încercând să să susțină piața de obligațiuni, și în curând o să vorbim și despre asta, și să susțină încercarea statului american de a rezolva financiar cu bine această criză, da? Da? Corect. Dar ești de asemenea de acord ca toate cupoanele la obligațiuni guvernamentale să fie anulate pentru 2020? Păi, nu e același lucru? Deci, da. Nuanțe și nuanțe. Bine, mulțumesc mult, Georgiana. Mulțumesc și eu, Mihai.